Salutare! Hai să o croșetăm pe Alina într-un tutorial pas cu pas, care o să fie compus din două părți la corp, pentru că este un tutorial pentru începători și sunt chestii de văzut încet, încet. Da? Are acest păr frumos. Este o schemă preluată și modificată pentru că au fost chestii care pe croșeta mea și mâna mea stă mai bine așa. Hai să îmbrăcăm și crochița asta frumoasă, făcută cu piciorușe înalte. De aceea vă recomand, dacă vă place un păr mai lung sau fără breton sau altfel, vă rog să o faceți. Să avem bază de inspirație și apoi să putem lucra. O să lucrăm după o schemă, așa începătoarele vor învăța cum se lucrează după schemă. Aici rochița este foarte micuță și perluța micuță. Hai să o închidem așa frumos și cu fundița așa mare ca o prințesă. Prințesa Alina. Eu vă mulțumesc tare mult pentru distribuții și să-mi confirmați dacă v-a plăcut și chiar idei ce aveți să-mi spuneți în comentarii, da? Noi vă așteptăm pe grupul nostru Croșetez odată cu tine pe Facebook să împărtășim experiențe, cât și aici în tutoriale. Playlist-ul cu tutoriale o să las jos în descriere, în partea dreaptă a videoului. Acolo găsiți și playlist-ul complet. Da? Miercuri și duminică dau drumul la câte un tutorial. O să fie două la corp, unul la păr și unul la rochiță. Spor la lucru! Am 18 cm fără păr. Avem nevoie de câteva materiale. La acest corp am folosit alize Cotton Gold numărul 1, 01, ca și culoare, ca și cod de culoare. O să mai avem nevoie de ață dentară, un fir, doar pentru a modela puțin capul, puțin roz, ață de papiotă. Mai avem nevoie de 4 fire plușate, acestea sunt cu sârmă și sunt pentru brațe și picioare. Umplutură, două croșete de 1 jumătate și de 2, da? Cu care vă găsiți voi mai bine, aceasta este pentru fustiță. Și ochi numărul 8. Hai să vedem un pic aceste traduceri care le-am găsit pe internet și sunt ușoare în mai multe limbi. Noi avem nevoie de limba amigurumi. În limba rusă, eu doar știu să o citesc, am învățat la școală, nu știu să o traduc. Dar ceea ce avem noi nevoie pentru limba amigurumi este suficient. Ar fi inel magic în spaniolă, la noi este cercul magic, iar în prescurtări la mine îl găsiți inel magic. Stolbic. Rusă, da? Picioruș scurt. În prescurtare, picioruș scurt. PR în rusă. Înmulțire în română, în prescurtate doar R. Ubavka. UB. Scădere. Prescurtare SK. VL. Ochi de lanț. Ochi de lanț la noi. Stolbic, nu mai știu cum. Pas alunecat. Sau piciorușa alunecat. Slip stitch, nu. Stolbic și nu mai știu cum aici. Este piciorușul înalt. Adică piciorușul dublu în exprimarea care o folosesc eu cel mai des. Iar aici P, S, H, așa, este un picioruș redus, piciorușul înalt sau jumătate de picioruș dublu. Și acum hai să mergem să ne vedem schema. Vom începe cu brațele, cu croșetul 1,5,
Vom începe cu 6 piciorușe scurte pe inelul magic. Apoi vom continua de la rândul 2 până la 12 cu 6 piciorușe scurte. Eu așa dau ața după deget că o tensionez de aici mai ușor. Inelul magic, uite atâta tot ne trebuie. Băgăm croșeta și scoatem primul ochi de lanț. Să stabilim inelul magic. E de preferat să ținem aici inelul magic fără să îi dăm drumul. Intrăm din nou și dăm în dreapta pentru a face, să prindem firul, să facem piciorușe scurte în X. Și acum mai tragem încă o dată. Asta este primul picioruș scurt. Intrăm în inelul magic, luăm prin dreapta bucla. Buclele le ținem pe croșetă cât să alunece ușor, nici să strângem să nu alunece și să nu fie nici largi. Să fie tensionat suficient. Și scoatem cele două bucle. Avem al doilea picioruș, al treilea, al patrulea, cinci, șase. Inelul magic acum este, acum nu mai este. Strângem bine, punem un fir de ață ca semn că este mai ușor de ținut. Așa. Și vom intra. Asta este acel ochi de lanț de la început de rând. Și V-ul acesta este primul picioruș. Da? Intrăm în el, să ne strângem aici firul, să nu lăsăm larg și tot cu croșeta tragem în V. Dacă la acest prim picioruș nu intră croșeta, folosiți o croșetă mai mică. Pentru că prin natura sa este mai strâns de obicei. Depinde cum lucrăm fiecare. Da? Intrăm în al doilea, luăm cele două bucle și facem al doilea picioruș. Intrăm în al treilea, facem pe al treilea, al patrulea. Acum începe să se strângă și noi dacă strângem puțin o să ne vină lucrarea în interior. Așa. Cinci și șase. O să strângem corect. Da? Dăm semnul din interior către exterior ca să ne vină ușor să lucrăm. Pentru că fiind doar 6 piciorușe scurte aici, este strâmtuț. Dar putem cu atenție să nu agățăm piciorușe, bucle de pe partea cealaltă și facem așa. 1 2 3 4 5 6. Da?
Avem 1, 2, 3 rânduri. Vom merge în continuare până la rândul 12. Am lucrat aceste 6 piciorușe scurte pe 12 rânduri. Hai să numărăm împreună. Deci ăsta este primul, al doilea, al treilea, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da? Aici este ultimul. Ca să închidem brațul, să facem o închidere frumoasă, intrăm în următorul picioruș scurt și facem un picioruș alunecat. Acestea sunt lucruri care nu se pot scrie în schemă și vă rog să-l țineți minte. Tăiem firul și vom face. Putem să băgăm în ac, dar pentru mine un câștig de timp este să, dacă am ieșit în ăsta, îl sărim pe următorul și intrăm în al doilea. Și vom face o închizătură falsă. O să vedeți că ne prinde tare bine când vom monta la corp. Nu ne va rămâne găuri. Acum, un pic de răbdare aici. Dacă noi suntem pe ochiul ăsta, intrăm pe piciorușul care l-am sărit, luăm o buclă și luăm și bucla de la piciorușul alunecat, că ne arată singur doar unde trebuie să mergem. Ca acum, când tragem, să închidem perfect. Da? Și hai să vedem. Ia să bag firul aici și să vedem câte piciorușe avem. Așa. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și este perfect circular. Mai facem încă un braț la fel. Hai să facem și picioarele. Pe inelul magic vom face 7 piciorușe scurte și apoi 18 rânduri de 7 piciorușe scurte. La fel facem bucla, da? Pe inelul magic și intrăm. 1, 2. Hai să tragem puțin, să nu rămână această buclă așa. Vedeți, o tragem în interior. 3, 4, 5, 6, 7. Inelul magic acum este, acum nu mai este. Hai să punem un semn de o culoare mai pronunțată și la fel vom intra în primul picioruș, nu pe bucla aceea, ci aici, pe cele două bucle. Strângem să nu ne rămână găuri. 1. În al doilea picioruș. 2, 3, 4. Data asta are tendința să se ducă în interior, în exterior. Noi trebuie să le ducem în interior. Așa.
Mergem mai departe. Parcă eram la 4. Următorul 5. 6. Dăm semnul din interior către exterior. Să-l facem pe al 7-lea, care este aici. Acum dăm semnul, da? Și mergem mai departe. Am ajuns cu piciorușul la final. Asta este brațul, da? Ca să vedem ce diferență este. Și hai să facem din nou această închizătură, pentru că poate aici se vede și mai bine și înțelegem și mai bine care e chestia cu această închidere, da? În următorul facem un picioruș alunecat, după care scoatem firul într-un ac, ca să explicăm mai bine. E bine să n-aibă vârf acul, dar acum așa l-am găsit aici. Îl sărim pe următorul, da? Noi am închis aici. Îl sărim pe următorul și vom intra în al doilea. Intrăm ca și cum facem o buclă, construim următoarea buclă. Așa. Și vom intra prin piciorușul alunecat, cu acul se vede mai bine parcă, la cameră, în piciorușul alunecat. Și strângem cât avem noi nevoie să fie echilibrat, da? În toate aceste părți. Putem să intrăm să luăm bucla aceasta dacă nu vi se pare prea complicat. Așa. Și spre exemplu, aici fac deja o specie de nod. Nu o strâng prea tare, că așa, să nu se tragă prea mult firele și apoi să nu mai îmi văd piciorușele atunci când trebuie să le lucrez, da? Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Da? Perfect. Mai facem un picioruș la fel, dar care nu o să tăiem firul. Mânuțele le avem, amândouă brațele sunt egale, picioarele sunt egale. Vă rog să țineți minte un secret. Căutăm să le facem unul după altul imediat, că dacă lăsăm să treacă ceva timp, o oră, două, e posibil ca să nu mai avem aceeași tensiune și să iasă de aceeași mărime. Acum, trecem să facem corp și o luăm de la capăt cu rânduri numerotate din nou, ca să ne vină ușor, pentru că un elefant se mănâncă pe bucățele mici. Și facem două ochiuri de lanț, trecem pe al doilea picior, facem cele șapte piciorușe scurte pe el, două piciorușe pe ochiurile de lanț, șapte pe celălalt picioruș, două pe ochiurile de lanț pe partea cealaltă. La final vom avea 18. Da? Să urmărim dunga ca să ne iasă fix la fix. Știți de ce se răsucesc rândurile noastre? Pentru că băgăm croșeta prea mult încolo, se lărgește gaura și când tragem într-o parte. Dacă noi băgăm croșeta mai puțin, tragem drept și atunci vor ieși și rândurile drept. Paranteză, gata, am închis-o.
două ochiuri de lanț, trecem pe partea cealaltă și vom intra. Vedeți că aici am închis rândul. Îl vom lua pe primul picioruș de aici și vom face cele 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum hai să luăm bucla asta de jos de aici, să nu se vadă prea mult în plus. Da? Pe cele două ochiuri de lanț, noi suntem pe spatele lor, da? Asta e fața. Vom lua bucla aceea de pe spate, da? Ia, să o scoatem pe asta de aici. Așa. 1, 2, 3. Ca să nu ne rămână prea mult spațiu aici, am inventat și eu o metodă. Facem o scădere falsă. Deci vom intra în piciorușul din rândul precedent și scoatem o buclă și intrăm în piciorușul normal care trebuie să intrăm și scoatem o buclă. Acum le scădem pe toate. Și se va forma o gaură mai mică. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Vedeți că este pe picioruș. Acum avem aceste două ochiuri de lanț. Atunci când trecem de pe un picioruș pe altul, trebuie să fim atenți pentru că se duce în interior și să numărăm bine. Deci, noi am făcut 1, îl facem și pe al doilea. Da? Și acum să vedem că, uitați, piciorușul ăsta se trage în interior, dar el este aici. Și să-l numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Putem să și verificăm acum aici că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Da? Noi punem un semn cumva aici și mai facem un rând de 18 piciorușe scurte, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da? Ce ne spune schema mai departe? Vom merge în continuare cu 4 piciorușe scurte și apoi mutăm semnul. O să vedeți de ce. 1, 2, 3, 4. Și ne tragem capătul aici. Și de aici vom începe rândurile.
La rândul 3 vom face două piciorușe și o mulțire, care o repetăm de 3 ori. Continuăm cu restul de piciorușe, 9, în total vor fi 21. Numărăm din primul. Un picioruș scurt, al doilea. Înmulțirea ce înseamnă? Intrăm în al treilea picioruș, în următorul, și intrăm de două ori în același loc. Da? Este o înmulțire simplă. Repetăm încă de două ori. 1, 2, înmulțire. Încă o dată. 1, 2, înmulțire. Aici este înmulțirea pentru funduleț, pentru șezut. Continuăm cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Ne-a ieșit fix la fix. Aici vine fundulețul. Schema ne zice că vom continua cu 3 rânduri de 21 de piciorușe scurte, da? Ne vedem la rândul 7. Picioruș scurt în picioruș scurt. Am făcut cele 3 rândulețe, da? Și trecem la rândul 7 și ne luăm înapoi înmulțirile. Două piciorușe scurte scădere, repetăm de 3 ori, rămân cele 9 piciorușe scurte, rămânem în 18. Și hai să vedem cum le luăm înapoi. 1, 2, deci două piciorușe scurte. Și unde este mulțirea noastră? O vedem aici? Vedeți? Doar așa ca distracție. Vom lua prima buclă din primul picioruș și a doua buclă din al doilea picioruș să fie o scădere invizibilă. Da? Nu cum am făcut noi scădere aici în relief. Deci, prima buclă din primul picioruș și a doua buclă din al doilea. Repetăm. 1, 2, scădere. Prima buclă și a doua buclă din al doilea. Uitați cum vin de pe aceeași înmulțire. Ne va prinde foarte bine să vedem aceste chestii mărunte în lucrul nostru. Și acum ultima scădere, cea de-a treia. Și 1, 2, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Ok, ne tragem semnul, fundulețul nostru este gata. Rândul 8, 18 piciorușe scurte. La rândul 9 facem 7 piciorușe scurte, o scădere. Repetăm de două ori. Rămânem în 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scădere. Repetăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, scădere. Rândul 10, 6 piciorușe scurte, o scădere, repetăm de două ori. La fel facem ca la rândul precedent, 1, 2,
3, 4, 5, 6, scădere. Repetăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scădere. Ok? Hai să punem brațele. Vom lucra două piciorușe scurte pe corp, 6 pe braț. Hai să dăm semnul și facem 1, 2. Încă un lucru de care noi trebuie să ținem cont. Eu lucrez, încă mai lucrez puțin în dreapta, dar odată lucram și mai tare în dreapta. Deci, cred că suntem diverse la lucrătură, la mână, da? De aceea, hai să-l punem drept corpul și să vedem dacă vin bine mâinile, dacă nu mai mutăm un picioruș sau mai puțin un picioruș, da? Ca să ne vină drepte. Și vom începe să punem brațul ca la picioruș. Nu din piciorușul scurt, ci din primul, pentru că se vede că este mai jos. Nu avem acea scăriță, dar este. Și hai să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, ca să nu ne greșim. Da? Nu avem aceeași scăriță, dar măcar știm de unde să o luăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și aceeași chestie ca la picior, să luăm buclele, să o luăm și pe asta, ca să ne vină cât mai uniform. Da? 8 piciorușe scurte pe corp, apoi celelalte 6 pe braț. Aici, încă o dată, atenție, ca să nu intrăm în cel vechi. Vom intra în cel nou. Să strângem. Mie mi-a rămas ceva găurică. Ia să încercăm să facem acea scădere falsă. Intrăm în cel vechi, scoatem o buclă și intrăm și în cel nou și scoatem. Și le scădem. Ia să vedem. E mai mică găurica? Puțin mai mic. S-a mai strâns un pic. Dar atenție să nu greșim găurile. 1. Nu, ăsta e al doilea picioruș scurt. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Pe spate. Spatele întotdeauna e mai larg, e mai mare, da? De unde punem brațul celălalt? Îl punem nu de unde e piciorușul alunecat, ci de la cel mai mic. Strângem 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Perfect.
Hai să facem și aici o scădere falsă. Deci intrăm în cel vechi de pe spate, scoatem o buclă, intrăm în cel nou și scădem. Da? Ne zice că avem 4 piciorușe scurte pe corp. Deci 4 plus 2 de la început sunt 6. Mai puțin ca la spate, da? Și avem 1 deja făcut, 2, 3, 4. Ia să vedem ce am făcut noi aici. Da? Spatele să fie mai larg. Perfect.